Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Continuăm edițiile speciale a emisiunilor pentru ca cetățenii să fie informați corect despre toate acțiunile ce se desfășoară în politicul moldovenesc. Și invitații din această seară sunt Vasile Bolea, deputat fracțiunea PSRM. Bună seara, bine ați venit la bună noi! Bună seara! Sergiu Litvinenko, deputat fracțiunea PAS, blocul Acum. Bună seara și mulțumesc seara. Pentru că ați ajuns astăzi după o ședință atât de complicată și de, cu multe acțiuni și cu multe proiecte de lege. Și Pavel Postică, director de programe, Promolex, bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara. Dumneavoastră ați mai fost la noi la Accent TV, am mai discutat. Dragi telespectatori și stimați invitați, vreau astăzi să discutăm despre proiectele de lege care au fost votate la ședința în plen a Parlamentului și acestea au fost trei la număr, da, din câte eu am urmărit astăzi. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, codul electoral, legea despre statutul deputatului, legea privind partidele politice și codul contravențional, proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din codul electoral și proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la procuratură. Da? Toate au fost votate în prima lectură cu dezbateri destul de fructuoase, destul de active din partea celor două fracțiuni care astăzi au fost în Parlament. Domnule Litvinenko, dumneavoastră ați fost raportor la prima și în special cea despre anularea sistemului mixt, da? Și am văzut că foarte multe lucruri au venit ca redactare, da? Pentru ca să fie introduse și după aceea în lectura a doua să fie votate, dar după, veți mai în ședință comisiei, veți mai analiza aceste propuneri încă o dată, dar până la urmă în prima lectură a fost votată și aș vrea să ne spuneți câteva momente și eu pe parcurs am să vă mai ghidez la ce a fost interesant, ce nu. Da, chiar acum când stăteam și așteptau să intru în acest platou, am fost contactat de niște conaționali de noștri din diaspora care au înaintat unele propuneri în ceea ce privește îmbunătățirea modului de votare în afara țării. Da, chiar general, dacă asta s-a discutat și am văzut și, că diaspora a fost destul de... Da, deci diaspora a înaintat în anul 2017 sau 2018 un proiect de pe modificarea codului electoral așa încât să faciliteze votul în diaspora. În proporție de 90% cred că noi acel proiect sau acele... Îl veți utiliza. Deci... propunerile care erau în acel proiect au fost incluse deja în acest chiar proiect, deja inclus. Da, dar probabil mai sunt anumite chestiuni care pot fi examinate suplimentar și pentru lectura a doua le-am promis conaționalilor noștri că neapărat le vom examina și în măsura în care ele sunt bune și sunt aplicabile, adică pot să le aplici în practică, evident că le vom considera și le vom include în versiunea finală. În general, proiectul care a fost votat astăzi în prima lectură prevede, sunt mai multe elemente, dar în linii mari este vorba de anularea sistemului electoral mix și revenirea la sistemul electoral proporțional, dar al doilea element este îmbunătățirea votului din diaspora, ce vorbim de extinderea numărului zilelor pentru votare, o altă modalitate de constituire a secțiilor de votare. Asta probabil va aduce la o atitudine mai pozitivă față de procesul întreg electoral. Evident. Și diaspora nu va rămâne așa cum pe parcursul anilor a rămas nemulțumită cu secții diferite secții de votare constituite la mii de kilometri. Vorbim aici de asemenea despre excluderea interdicției de a vota cu pașapoartele expirate sau buletinii de identitate în situația în care au sugerat o discuție aprinsă. Da, exact. Și un alt aspect, al treilea bloc, dacă poate fi așa numit, este vorba de anumite îmbunătățiri în partea ce ține de finanțare, modul de finanțare a partidelor și a campaniilor electorale. Noi am micșorat cuantumul maximal al donațiilor, exact așa cum sau de fapt chiar proporția ar fi mai mică decât ceea ce s-a dezbătut în 2015 când s-a modificat legislația și parlamentarii pe ultima sută de metri în lectura a doua au adăugat un zero. Da, erau 20 de salarii, 40 și au adăugat un zero și s-au transformat. Era propunerea lui Sergiu 200 și 400. Și în partea ce ține de donațiile în numerar, încercăm să le limităm la cât maxim mai posibil, mult, da? Așa încât să rămân în mare parte donațiile prin transfer bancar și aceste donații
prin transfer bancar. Bineînțeles că ele transparentizează în general activitatea de finanțare a unui partid, pentru că nu mai poți să aduci banii cu sacul, cu sacoșa și să-i aduci la partid și să-i cheltui pentru mituirea alegătorilor. Da, asta în linii mari, cam ce aici țineți, da, principalele elemente. Și, și revenim atunci, domnul Bolea, dumneavoastră, la început. Știu că domnul Țirdea a venit cu o recomandare sau o solicitare din partea fracțiunii PSRM ca să fie neapărat la ceea ce a spus una dintre blocuri acestea de revizuire, să fie revăzute secțiile de votare în Federația Rusă, pentru că, ținând cont de faptul că sunt 800, 1 milion de oameni plecați peste hotare, da, majoritatea din aceștia se află în Federația Rusă. Acest lucru, probabil, la fel diaspora va rămâne mulțumită. Inclusiv atunci când vorbim despre diaspora, părerea mea că nu trebuie să împărțim iarăși cetățenii noștri plecați peste hotare. Așa, ca să nu mai fie această delimitare, cum a fost până acum. Contează că sunt cetățenii Republicii Moldova și pe Parlamentul, legiuitorul trebuie să le asigure dreptul la legal vot, de a vota. În așa mod, asta s-a vorbit chiar și în timpul discuțiilor, rundii de întrebări, să le asigure drept de vot în așa mod ca cetățeanului să-i fie liber, simplu, da, să-și exprime voința sa. Ba chiar mai mult, în cadrul ședinței și colegul, dacă nu greșesc, Lean Carp, da? Și da, da, și colegii din fracțiunea socialiștilor și președintele fracțiunii Vlad Bătrânci a vorbit de la tribuna centrală despre faptul că trebuie încet cu încet să trecem la votarea electronică, să implementăm acest sistem în așa mod ca să le dăm posibilitate cetățenilor, indiferent, ei sunt în Republica Moldova sau sunt în afara țării, să le dăm cetățenilor dreptul să voteze electronic. Dar, mă rog, sunt unele, să spunem, ar trebui, da, aceste riscuri să fie anihilate, da, ca să nu se intervină în acest proces din punct de vedere tehnic, tehnologic, nu știu cum să-i spun. Dar vorbind în general despre procesele electorale și modificările la codul electoral, eu nu o singură dată am reiterat chiar și în Parlamentul trecut despre acea experiență pe care o are Georgia. În Georgia, după fiecare scrutin electoral, fie el alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale, alegeri locale, indiferent, se creează un grup de lucru în cadrul Parlamentului, un grup mixt, da? Parlamentari, guvern, Comisia Electorală Centrală, alți factori de decizii, care analizează cum a decurs procesul, care îmbunătățiri ar trebui să fie, da, și cum ar putea fi ajustat cadrul, adică legal, da, în materie electorală, în așa mod ca, știți cum, la noi tehnologiile avansează, societatea avansează, de fiecare dată unii factori politici pot să găsească, da, niște metode noi privind nu numai agitația electorală, da, dar din păcate la noi ce s-a întâmplat în aceste alegeri și corupție electorală și tot ce vreți, și ceasuri, și pachete, și da, asta nu mai știu, destul de urât. Nu mai știu ce. Și sub pretextul, da, că este în limita legii. Iată, noi astăzi, doamna Maria Ciobanu a ridicat această întrebare referitor, este un quantum, da, prevăzut în legislație privind cadouri simbolice, da, în acest sens. Și este indicat că două unități convenționale, adică e vorba de până la 100 de lei. Nu mai mult. Da, și când vin, știți, de la noi, din punctul ăsta de vedere, ultimii ani, într-atât au sărăcit populația, da, din cauza unei administrări proaste a țării, că și acele 100 de lei, da, pentru cetățean, este sumă mare. Este, da, o pomană mare și cetățeanul de obicei este expus. Da? Chiar dacă admitem că ei s-au încadrat în aceștia 100 lei. Da, dar chiar să admitem că ei s-au încadrat între acești 100 lei. Și de aceea au fost voci, mă rog, care au spus că sau să fie micșorat acest quantum, sau să fie expres stipulat
ce înseamnă, da, cadouri simbolice. Sau alții în general au spus că ar trebui în general norma asta să fie scoasă din, din lege, din cod. Deja noi să așteptăm acele amendamente, eu cred că ele o să fie multe, dar mă rog, ele sunt pentru îmbunătățirea codului electoral, deoarece și în legislatura trecută mai multe au fost mai multe propuneri în acest sens care nu au fost luate în considerare. Ce ține de sistemul mixt, aveți în vedere că ați discutat atunci. Nu, începând cu 2015 și inclusiv sistemul mixt. Până la urmă, știți cum, nu e problema în sistem. Sistemele nu e sistem bun sau sistem rău. La ce au ajuns deputații? Implementarea propriu-zis. Da, diferențiază. Asta a fost un... Înainte ca domnul Postic să intervină, vreau să... Da, că acum e deja rândul dumnealui să spună. Ok. Nu, ziceți că dumnealui... Era ideea ce s-a dezbătut într-adevăr sau au fost cel puțin înaintate propuneri pentru a fi examinată oportunitatea lor legată de votarea electronică și votarea prin corespondență. Comisia de la Veneția stabilește foarte clar în regulile sale că pot să implementeze atât votarea electronică cât și votarea prin corespondență doar cu condiția că organele care asigură implementarea acestor sisteme sunt independente în raport cu politicul, indiferent că vorbim de un partid sau altul. Deci nu contează ce partid. În situația în care noi putem să asigurăm o structură, de exemplu, care asigură votarea electronică așa încât ea să nu fie controlată de un partid și, într-adevăr, numărarea votului electronic să fie pe bune, reieșind din ceea ce a votat cetățeanul și nu așa cum decide asta care numără, și în cazul votului prin poștă, la fel. Deci dacă avem o poștă a Moldovei care asigură securitatea, inclusiv a corespondenței, deci putem să implementăm. În situația în care avem noi astăzi ceea ce avem, evident că nu putem vorbi despre așa ceva. Da. Vă dați seama dacă Plahotniuc se gândea la implementarea acestor sisteme înainte de aceste alegeri, era, Doamne ferește, aveau să, diaspora avea rezultatele la CEC aveau să arate că pentru Plahotniuc au votat 99% din cetățenii noștri din diaspora, pe când în realitate el acolo nu obține nici 5%. Da? Uh-huh. Asta am vrut să precizez. Da, a fost așa o precizare. Da. Domnul Postic, acuși da, o să ne facă lumină și o să înțelegem și cetățeanul, cei care ne urmăresc acum telespectatorii, vrea să înțeleagă ceea ce am avut noi în sistemul mixt, desigur, cu lacunele, cu toate problemele, cu totul, ce a dat această schimbare pentru tot pentru noi. Și acum schimbarea care a făcut-o astăzi în prima lectură în Parlamentul. Suntem noi gata să trecem atât de rapid? Ce se va întâmpla și dacă aceste exemple care vin și din alte țări, din exterior, pot fi benefice pentru noi? Și este Moldova gata să facă implementarea sistemului prin electronic, votare electronică. Haideți să luăm un capăt, pentru că este într-adevăr o încurcătură destul de mare, foarte multe subiecte de discuții. În primul rând, trebuie să începem de la ceea și iarăși asta, o critică, am expus-o și înainte de a intra în platou. Problema principală este lipsa de transparență, deci aceste proiecte practic nu au fost văzute de public. Fapt recunoscut inclusiv în cadrul ședinței că ele nu au fost plasate nici pe pagina oficială a Parlamentului. Deci asta este un primul lucru și reacție... Dezbateri, dar e greu să faci dezbateri atunci când nu vezi proiectul. Am înțeles. Deci asta o primă critică legată de transparență. E ținut cont de situația care este, cred că se poate de dat crezare. Mi-a răspuns la întrebarea respectivă, mi-a arătat undeva la rubrica noutăți, la ei pe pagina oficială, acest proiect s-a regăsit. Cred că au luat act de observație dumneavoastră. Dar noi vorbim de transparența unui organ public și atunci aici trebuie să... Legat de votul electronic, cel puțin implementarea votului electronic în regim de testare era planificată și pentru alegerile care s-au consumat pe 24 februarie. Nu s-a reușit punerea în aplicare, probabil în mare parte datorită unui consens politic, pentru că nu s-a vrut în Parlament să fie implicat modificată legislația așa încât votul electronic să fie pus în aplicare. Dar noi nu trebuie să ne facem iluzii cu referire la votul electronic, pentru că el se pare că nu o să soluționeze toate problemele care există. Ori atât timp cât noi avem pașapoarte expirate,
Noi nu putem să credem că foarte mulți cetățeni care au semnătură electronică și digitală eliberată de organele corespunzătoare va duce la majorarea numărului de alegători. Deci, aceste lucruri sunt legate. Da. Deci este prematur Nu este prematur. Noi avem un număr poate impunător de câteva mii, poate zeci de mii de persoane care dețin semnătură electronică digitală, dar nu atât de mult. Și majoritatea acestor persoane se află în țară. Deci asta nu va rezolva niciun fel votul cu cetățenilor noștri care se află peste hotarele țării. Decât dacă simplificăm procedura de autentificare, fapt care majorează riscurile. Și secretul votului. Și atunci balanța, lucrurile cumva este. Legat de secțiile de votare peste hotare, într-adevăr, eu cred că aici problema principală care a fost permanent este cine este organul care decide. Și de fiecare dată am menționat acest lucru, că organul care decide unde trebuie să fie amplasată secția de votare trebuie să fie Comisia Electorală Centrală și nu Ministerul de Externe. Pentru că problema era de fiecare dată când propunea Ministerul de Externe, prin hotărâre de guvern se aproba, deci ambele organe politice și Comisia Electorală Centrală, prin vot tehnic, doar confirma acest lucru. Deci haideți să schimbăm abordarea, oferim posibilitatea Comisiei Electorale Centrale, pentru că urmare a modificărilor care au fost făcute, și acest lucru nu l-a remarcat ca pozitiv, au fost introduse mai multe criterii pentru deschiderea sectorilor de votare peste hotare, doar că ele nu s-a ținut cont. Deci ce folos că noi am avut situații în care sute de cetățeni s-au înregistrat în prealabil, în anumite secții, în anumite orașe, din anumite țări de peste hotare. Și era pozitiv acest lucru? Da, și era pozitiv acest lucru, dar acolo nu s-a deschis secția de votare. Deci care este mesajul transmis de autorități? Da, sau invers. Sau invers. Nimeni sau invers, nu s-a înregistrat într-o secție, acolo dar au venit mulți. Exact. Asta este o problemă. Deci criteriile care sunt la momentul de față, ele deja sunt bune. Haideți să ținem cont de ele, doar să le dezvoltăm, să le punem pe seama unui organ tehnic, cum este Comisia Electorală Centrală, care să le pună în aplicare, să vină cu propunerile respective la guvern, Ministerul de Externe, și atunci Ministerul de Externe lasă zică că, uite, nu, cu regret noi nu putem să deschidem 7 secții de votare în Canada, pentru că Canada ne permite doar 2 secții sau numai o secție de votare. Punct. Asta este. Să putem deschide într-un orășel din Franța, pentru că nu putem găsi un sediu, de exemplu. Da, sau invers. Avem prevăzute resurse financiare pentru 150 de secții de votare, dar din anumite considerente deschide numai 125. Da, și atunci apare întrebarea, dacă ai bani, pentru ce nu mai deschizi? Deci lucruri care au fost, care s-au întâmplat în legislatură, în alegerile precedente și care pot fi reparate prin soluții pur tehnice, nu neapărat intervenții juridice în modificarea codului electoral. Legat de actele de identitate. Aici problema este destul de complicată, pentru că, din punctul nostru de vedere, noi de fiecare dată am criticat Comisia Electorală Centrală atunci când a permis organizarea votării sau permisiunea votării cu acte de identitate expirate. Da? Noi am spus de fiecare dată că procesul trebuie uniformizat, ori dacă cetățeanul Republicii Moldova poate vota cu buletinul de identitate în țară, el cu același buletin de identitate ar trebui să voteze și peste hotare. Ori noi am avut situații în care observatorii noștri ne trimiteau videouri cu cetățenii noștri plângând în fața secției de votare cu buletinul de identitate valabil într-o mână și cu pașaportul expirat în altă mână și zicea, eu sunt cetățean al Republicii Moldova și nu pot vota. Da? Deci asta este absurdul. Și dumneavoastră în raport ați exact menționat asta este absurdul lucru situației. Haideți să rezolvăm problemele măcar tehnice. Să permitem în primul rând cu orice act de identitate valabil. După care, dacă noi considerăm că IDNP-ul care este eliberat odată în viață, este se conține toate documentele. Da, nu ține de buletin da, sau haideți să facem modificarea respectivă nu la codul electoral, dar la legea cu privire la actele de identitate, pentru că acolo este problema. Acolo se spune foarte clar că actul de identitate expirat este nevalabil. Bună haideți idee să punem o virgulă, da. Cu excepție exercitării dreptului de vot în condițiile codului electoral. Și atunci le dezlegăm mâinile și noi avem posibilitatea exact să-i primim ca votanți. Exact. Deci, mie mi se pare că aici putem să venim asta cu... Asta cred că s-a introdus aceste observații. E bună, pentru prima dată vine această idee și mie mi se pare judecioasă și eu cred că putem să rezolvăm în felul ăsta. Da. Sigur. Eu cred că dacă, în cazul în care, pentru că
chiar nu am văzut proiectul și îmi vine greu. Deci doar din ceea ce am reușit să intuiesc, să înțeleg din dezbaterile care au avut loc astăzi în Parlament, mi-am făcut unele concluzii. Dar eu cred că pentru lectura finală ar fi bine ca Parlamentul să organizeze niște dezbateri publice, într-adevăr, cu implicarea mai multor actori, în special Comisia Electorală Centrală, pentru că și Comisia Electorală Centrală poate vină cu anumite propuneri tehnice vis-a-vis de exercitarea dreptului de vot, vis-a-vis de procedurile care au loc. Poate ar fi o soluție pe care am văzut-o, că inclusiv cetățenii Republicii Moldova care au dublă cetățenie au acceptat organizarea alegerilor în două zile consecutiv. Referendumul care a avut loc în toamna anului trecut. Deci cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenii României au venit, au votat, nu s-au stresat de faptul că secțiile de votare s-au închis la o anumită oră. Poate facem votare în două zile ca să permitem cetățenilor să voteze. Asta tot permisia, vine o propunere de la cineva. Asta este în proiect. Asta chiar este în proiect. Deci votarea timp de zi de sâmbătă și duminică este în proiect. Deci două zile consecutive. Haideți să reducem orele de la care dacă se extinde pe două zile, să reducem orele la care se este. Deja. Pentru că funcționarea electorală, foarte multe probleme am avut în secțiile de votare, în special în procesul de numărare a voturilor, atunci când funcționarii electorali nu rezistau. Deci, pur tehnic, poți să faci greșeală. În loc să scrii 10, scrii 100. Deja, da. Faci. Deci, și aici apare. Pentru că ei stau de dimineață, de la ora 6 dimineața, vin la deschidere secției de votare și se duc, în cel mai bun caz, la ora 1. Noi am avut secții de votare că s-au închis la 7 ori. Deci, cât poate să reziste unul? Deci, soluții întotdeauna se găsesc, doar că unica remarcă pe care aș fi vrut să o fac, foarte importantă, atâta timp cât reformele sunt majore, ele trebuie să fie puse în aplicare cu cât mai mult timp posibil înainte, da? Astfel încât cetățenii să deprindă, să înțeleagă esența acestor modificări, să fie făcute campanii, da, de informare asta, de către partidele politice, de către concurenții electorale. Da, asta este esențial. Eu cred că domnul Litvinenko și domnul Bulea cu siguranță au fost pentru că noi putem să ne trezim că anumite idei bune, pentru că asta a fost ideea noastră promovată de Promolex, permisiunea de a efectua agitația electorală în ziua votării să fie exclusă până la urmă. Da, da, vroiam asta să întreb acum de domnul Litvinenko. Pentru că chiar noi am propus acest lucru, doar că noi am propus... Și a fost testat la legile din 24. Doar că noi, vă rog să fim atenți, pentru că noi am propus acest lucru și am menționat că ar fi bine să fie o distanță foarte exact, 100 de metri, spre exemplu, de la secție de votare. Dar ea nu a adus beneficii Doar că distanța asta a fost exclusă și atunci când a venit alegătorul în fața secției de votare și a văzut carnavalul ăla care se făcea pe pragurile secțiilor de votare, atunci normal că el a fost cumva stresat, pentru că asta a fost pentru prima dată, a fost făcută pe neprins de veste, pentru că a fost făcută cu 2-3 luni înainte, modificarea 2-3 luni înainte de ziua alegerilor. Da. Nu a fost adusă la cunoștință și o idee bună, din punctul nostru de vedere, pentru că noi am luptat pentru asta din 2009, da, a fost Profanat. Da, replica dumneavoastră pentru ca să... Da, eu înțeleg argumentația domnului Postic, înțeleg, mă rog, care sunt argumentele pentru astfel de soluții, însă chiar dacă admitem că... Bine, haideți să pornesc de la altceva. În primul rând, atunci când Promolex a venit cu aceste modificări, am impresia că asta era una din altele 33 sau ceva, erau foarte multe modificări, Promolex a propus multe modificări și Partidul Așa Democrat a ales doar una. Într-adevăr, era vorba de 100 de metri până la secția de votare, Partidul Democrat a modificat și a exclus și, practic, această prevedere legală, de fapt, la nivel de implementare s-a transformat într-o formă legalizată a coruperii electoratului. Da? Asta e una. Și doi, în afară de coruperii electoratului, vorbeam la un moment dat de încălcarea principiului votului liber exprimat. Da? Pentru că ăștia făceau coridoare practic înaintea secțiilor de votare și oamenii bugetari în special, când veneau, treceau prin niște coridare unde stătea primarul, unde stătea șeful, care îi spunea că uite, eu îți solicit ca tu să votezi Partidul Democrat și e clar că el, după care mi-a spunea că
Și eu te văd pe cameră acolo, da, deci da, a fost da, un conglomerat. Se punea sperietoare camera, într-adevăr. Exact, s-a făcut un conglomerat de circumstanțe care, practic, au dus la aceea că principiul votului liber exprimat a fost cumva încălcat, haideți să spunem așa, da? Dar, în general, eu, chiar dacă admitem că aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat, eu oricum nu susțin agitația în ziua alegerilor. Da, știu că s-a discutat despre cele două zile tăcerii și da, așa deci a rămas. Tradițional, deja sâmbătă și duminică, oamenii își luau un timp de răgaz, meditau asupra tuturor programelor și asupra candidaților și cumva singur, de sine stătător și nesiliți din nimeni, decideau în ziua de duminică pentru cine votează, plus mai există o problemă din punctul meu de vedere, există riscul de a crea niște conflicte la nivel de comunitate, această prevedere care exista, oamenii s-ar putea pur și simplu lua la bătaie chiar în ziua... Deci moldovenii nu sunt gata pentru conflicte nu au existat. Chiar în ziua votării. Unicul lucru bun care a adus această lege, cred că posibil undeva i-a majorat prezența la vot. Uh-huh. Dar trebuie să vedem și în ce măsură niciun mandat lucrul ăsta s-a... pe faptul că s-a făcut agitație în ziua alegerilor. Păi, da, bine asta, da, asta făcut cine sesizări, s-au făcut sesizări, într-adevăr. S-au făcut sesizări cu 10-le, dar e clar că Comisia Electorală Centrală da, și-a făcut așa defectuos. Da, dacă nu greșesc, Bogdan Țărgea a întrebat referitor la live-uri, dacă se poate... Da, din Facebook ele vor fi sau nu taxate? A fost așa un caz, pentru noi am avut o problemă la CEC în campania asta cu reprezentantul cu drept de vot consultativ, dar noi într-un final n-am reușit să desemnăm un reprezentant cu drept de vot consultativ și toate sesizările, contestațiile trebuiau semnate de copreședinții blocului. Uh-huh. Și e clar că erau foarte multe documente, trebuie să semnez 50 de documente. A fost un caz când cineva din lideri a semnat cu facsimil, da? cu ștampilă. Ăștia de la CEC au restituit sesizarea pentru că au spus că semnătura liderului, copreședintelui blocului acum nu este una făcută holograf. Ba, a fost nevoie peste jumătate de oră să mai trimitem încă o dată acea sesizare. A doua zi deja au găsit un alt argument, că nu ține de competența CEC-ului și în fond CEC-ul cam asta și-a făcut în toată campania asta, toate sesizările care noi le-am expediat, primit, mai ales pe partea ce ține de folosire resursului administrativ, pentru că asta a fost ceva inimaginabil. Deci nu s-a întâmplat niciodată ca resursul administrativ să fie folosit așa de grav cum a fost în această campanie. Cu toate că prezentam probe cum secretar de stat, în ziua de muncă mergeau cu plahotniuc prin toate raioanele, făceau, cu autobuzele, făceau campaniile electorale, cu toate că erau sute de probe care demonstrau utilizarea resurselor administrative. Comisia Electorală Centrală de fiecare dată găsea pretexte pentru a restitui aceste sesizări fără ca să le examineze. Uh-huh. Deci nu le examina. Așa, tot în cadrul acestui proiect de lege s-a vorbit și ca un detaliu despre panourile publicitare și scoaterea acestora în ziua de domnul Bole. Se va reuși să se facă asta și vor putea agenții economici să suporte aceste cheltuieli într-o zi, într-o noapte? Știți cum agentul economic pe parcursul anilor își desfășoară activitatea pentru a avea profituri. Alegerile de obicei, da, le avem odată la 4 ani și eu cred că agentul economic care a câștigat pe seama publicității electorale, el ar trebui, dacă va exista o asemenea normă, ar trebui să se conformeze. Indiferent, să asume această responsabilitate. Să-și asume responsabilitatea, până la urmă, să-i spunem, part-time, da, pentru ziua aceasta să-și angajeze mai mult personal sau pe acei angajați care lucrează în schimbul de noapte să-i plătească adăugător, da,
și în asemenea mod, eu cred că problema se rezolvă. Dar este negativ acest aspect, că rămân aceste panouri și până, sigur, cum zicea cineva, sigur, din deputat, și până se pune praful pe ele și păi peste o lună și peste jumătate. Eu vreau să vă spun, mă rog, exemplu propriu, soacra mea, da, trăiește la Ungheni, vis-a-vis chiar pe stradă, alături de... casă, este un panou publicitar și acolo până în prezent, dacă chiar ungheneni pot să, pe strada Decebal din Ungheni pot să vadă, până în prezent mai stă panou, adică afișaj electoral din alegeri locale din 2015. Extraordinar, până în prezent, dar cine răspunde? Poate agentul cel a falimentat economic și nu poate să-l scoată sau e costitor de-a să-l scoți de acolo? Nu știu, știți cum, dar cazuri de astea sunt foarte mult. Domnul Postică, ce s-a întâmplat în anii precedenți și în sistem? Eu doar vreau să, iarăși, aici noi trebuie să divizăm foarte exact. În primul rând, în 2010, dacă nu greșesc eu, a fost permis păstrarea agitației electorale în, deja plasate în spațiu public pentru ca să fie păstrată în zilele de sâmbătă și duminică, decât la o distanță de 50 sau 100 de metri de secția de votare. Deci era rolul biroului electoral să verifice dacă în preajma asta de 100 de metri de secție de votare este spațiul ăsta neutru, neafectat, să zicem așa, de publicitatea electorală. Doar că aici noi trebuie să dezvoltăm ideea în două părți. Este publicitatea electorală plasată în locuri autorizate și neautorizate, simple baneri, etc., micuțe care le înclei partidele. Și doi, publicitatea pe panouri de publicitare. Da, acolo la panourile de publicitare probabil s-ar putea de intervenit și pur și simplu asta o să măjoreze prețurile publicității, cel mai probabil, din punctul meu de vedere. Eu, dacă sunt agent economic, eu calculez ora de lucru, cât costă punerea și cât costă scoaterea. Așa, eu scoaterea o pun când vreau eu, pentru că panoul poate să stea, și cum a zis domnul Boleș, până din 2015, până în momentul de față, dacă nu am bani pentru ca să plătesc scoaterea acestuia. Și este partea a doua, publicitatea plasată în spații interzise. Da? De toate pliantele cele pe care le aveam noi, pe toate gardurile, stâlpi, lucru care trebuie să-l facă administrația publică locală. Dar ele nu erau monitorizate din câte ultimul. Ba da, noi aveam sute și mii de cazuri de agitație electorală neautorizată în ziua alegerilor. Și din considerentele este, în 2010 s-a găsit acel consens să zică că, uite, păstrăm publicitatea, permitem publicitatea. Și din 2010 noi practic am avut o reducere bruscă a cazurilor de plasare neautorizată, haideți să zicem așa. Au dispărut. Deci, din punctul meu de vedere, noi trebuie să ne gândim foarte bine atunci când facem anumite ajustări, ori acele lucruri pe care nu le poți controla, pe care 100% mai bine nu poți... Mai bine le permiți. Le permiți? Din contră, da, mai bine le permiți. Îi pui pe toți în condiții egale. Și atunci, asta și-a fost argumentul nostru atunci când am propus și am insistat ca să fie permis agitația electorală în ziua alegerilor. Îi pui în condiții egale pe toți, pentru că altfel era situația... Da, cel care a avut mai mare... Era situația inversă. Partidele mari care erau dominante își permiteau să meargă din ușă în ușă, în scară în scară, cu agitători și nu erau deloc, pentru că nu era nicio pârghie, nu puteai spui în fiecare scară, în fiecare bloc, polițist care să verifice dacă se face agitație sau nu. În schimb, cineva poate, în cazuri izolate, cum a fost și cazul Năstase, da? Pentru agitație electorală și pentru posibilitatea maximă, hai să zicem, de a fi sancționat. Și nu, da, de fapt, nu doar el, că și domnul Ceban, da, practic a fost exclus. Deci și locuitorii Chișinăului au fost lipsiți de un primar general, haideți să din zicem așa, aceasta. Ales. Deci, consecințele pot fi imprevizibile atunci când legea este interpretată cu rea credință. Eu cred că la momentul de față noi avem un cod electoral relativ bun, care pus în aplicare cu bună credință poate soluționa toate problemele. Dar, evident, ajustări trebuie să fie. Deci dacă o să ridicăm raportul nostru, o să ridicăm raportul misiunii OSCE de monitorizare a legilor, o să vedem că sunt foarte multe aspecte la care trebuie da, cu siguranță ele vor fi... Încă două momente, pentru că ne deja scrie final, cineva din diaspora, legat de diaspora, încă un element novativ, conform recomandărilor OSCE și a
misiunilor de observare care au fost aici. În proiectul de lege se permite donații din afara țării, în limitate și exclusiv prin transfer bancar, mici, da? Deci donații mici. Și încă o prevedere, excluderea așa numitor certificate de integritate, care au fost o mare măsură absolut ilogică. Deci certificatele astea de integritate s-au transformat într-un document care practic i-a făcut cel puțin temporar oameni integri pe așa gen de personaje cum este Ilan Șor sau Vladimir Plahotniuc, da? Oameni care în principiu au săvârșit multe fără de lege, unul a furat miliardul, altul l-a ajutat și cu toate acestea au beneficiat de aceste certificate de integritate și au fost în drept să candideze în cadrul acestor. Da, domnul Pustică, spuneți și punem video-ul mai departe. Doar cu titlul de sugestie și provocare pentru reprezentanții a două fracțiuni din Parlamentul Republicii Moldova. Deci, dacă tot vorbim de votul electronic, în Estonia, când a fost testat, pus în aplicare votul electronic, primul cetățean care a votat public, da, a fost președinte public în sensul că da, în fața televizoarelor, doar cu asigurarea secretului de vot, a fost președintele țării. Deci persoana care era destul de credibilă și care cumva a dat un semnal pentru cetățeni, că el este sigur de votul pe care l-a făcut prin internet. Poate și pentru colegii noștri deputați în Parlament ar fi o inovație să pună în aplicare inițial votul electronic în Parlament. Ca după aceea să putem... Da, ca după aceea să-l punem în scară largă în țară. Care situația, că eu din câte mi-aduc aminte discuțiile care existau... Asta așa, ca provocare, da. În procesul de reconstrucție sau ce era aceea, clătirii Parlamentului, s-au prevăzut bani inclusiv pentru sistemul acest de votare electronic, doar că nu știu de ce... El nu este pus în aplicare, noi în continuare votăm prin ridicatul mâinii, ceea ce în principiu nu este nimic ieșit din comun, dar în situația în care s-au planificat bani și mai mult decât atât banii ăștia s-au cheltuit, nu văd de ce nu am pune în aplicare votul electronic. Și aici până la materialul video pe care am să rog regie să-l pună, vreau domnule Litvinenko și domnul Bule să spuneți referitor la faptul că ați votat și ați discutat despre ceea că membrii CEC vor fi demiși doar de autoritatea care e numit. Da? Dar pentru că la momentul de față același articol prevede două prevederi contradictorii. Un alineat spune că ei se revocă de către cei care i-au numit în funcție, alt alineat spune că ei se revocă de către instanța judecătorească și nu-i clar în general cum se aplică această prevedere. Dacă să luăm din punct de vedere practic, am impresia că procedura care există la momentul de față practic nu permite nici într-un caz demiterea unui membru a CEC-ului care a încălcat Constituția, care a încălcat aceste, toate legile țării. Deci pur și simplu aducem în concordanță, conferim o claritate, excludem contradicțiile între două prevederi legale din cadrul acelui articol. Da, și ați fost și aici de acord și ați susținut și veți avea mai departe comisii. Da, acolo trebuie făcut o mică ajustare, deoarece acum la moment noi avem două organe care desemnează membri CEC-ului, un membru este din partea președinției și restul este din partea parlamentului, adică fracțiunile respectându-se proporționalitatea între opoziție și guvernare. Iar toți absolut, inclusiv și acel membru care este desemnat de președinție, ei toți trebuie să fie întăriți, da, prin hotărâre a Parlamentului. Și acolo, mă rog, este o mică redacție, eu cred că pentru lectura a doua el foarte ușor va trece. Da, și acum o altă lege care a fost discutată și înainte de a vorbi despre ea, vreau să vedem materialul video. Președinte, onorat Parlament. Deputații socialiști au propus modificarea legii astfel încât procuratura, inclusiv procurorul general, în cazul trădării jurământului dat mai devreme, trebuie să renunțe la funcția sa. Prin acest jurământ, el își asumă obligațiunile și ca să respecte întocmai Constituția, legile, protecția drepturilor omului și societății, și interesele societății. Și în caz dacă această persoană este numit în calitate de procuror general sau procuror simplu și depunând jurământul, și dacă el încalcă acest jurământ, el trebuie să fie eliberat din funcție. Și atunci, oricine
care va fi sau a fost deja numit în anii precedenți, 16, 17, nu știu când încă, dacă dânsul a încălcat acest jurământ în anul 2019, 20, etc., el trebuie să fie eliberat. Ca să nu raportez după aceea, eu am știut că se fură bani, dar n-am făcut nimic. Iertați-mă. La rândul său, deputatul din blocul Acum, Dumitru Alaiba, a amintit că actualul procuror general Eduard Harungen a fost numit în această funcție cu încălcări grave, adăugând că modificările în legea cu privire la procuratură ar trebui să elimine toate lacunele din legislație, astfel procurorii să slujească legea și nu liderii de partid. Controlul politic asupra acestei instituții este efectuat prin intermediul unor oameni concreți, loiali Partidului Democrat și liderului lor, Vladimir Plahotniuc, care din păcate nu este în sală pentru că m-aș uita la el în ochi acum. Ei trebuie înlăturați. Actualul procuror general a fost numit în funcție prin clare abuzuri și un proces de selecție credibil este atunci când nimeni, nici măcar organizatorii, nu știu rezultatele acestui concurs. Asta vrem să atingem prin această reformă. Majoritatea parlamentară a votat în prima lectură pentru modificarea legii cu privire la procuratură, precizând că după aprobarea actualului document în a doua lectură, procurorul general Eduard Harungen ar putea fi demis. Am revenit și vreau, domnul Bulea, să ne spuneți următorii pași pentru, în cazul în care va fi votat și în a doua lectură și demiterea, cum se prevede acest mecanism? Următorii pași ar trebui până la aplicarea legii. Inclusiv. Vedeți, într-adevăr, ceea ce au remarcat și colegii în cadrul ședinței de astăzi la acest proiect cu privire la modificarea legii privind la procuratură, este deja a treia sau a patra reformă a acestui organ. Noi tot reformăm. 97, 2003, 2008, 2016. 2016, da. Și poate la prima vedere, iarăși cu titlul ca să mă repet, poate la prima vedere ar fi o lege bună, da? Dar sunt foarte multe nuanțe, da, care au fost în lectura a doua, în 2016, modificate într-așa un sens ca să schimonosească acel produs care l-a generat grupul de lucru, care a lucrat asupra acestui proiect de lege mulți ani. Aduceți-vă aminte că lucrul asupra acestei legi a început, dacă eu nu greșesc, prin 2013-2012, când a fost creat un grup mixt, un grup larg de lucru cu implicarea societății civile și mai departe, de la Ministerul Justiției, dacă nu greșesc, era domnul Tanase și pe urmă domnul Ifrim. Pe urmă, când președinția între această comisie iarăși subit a luat-o sau a fost propus Vladimir Plahotniuc. Nu, asta în 2010 a fost, sau în 2010. Când Lupu era președinte interimar, l-a numit Plahotniuc vicepreședinte a Comisiei pentru Reformarea Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept. De drept și inclusiv a Procuraturii. Despre asta era vorba. Știți, bine, problema... Să-i dai voie Lupului, da, să intre în stâna de oie și atunci el îți face... Problema, în esență, nu este de lege. Legea Procuraturii, într-adevăr, este una bună, da, vorbim, doar că după cum au aplicat-o ăștia, în primul rând, când au făcut concursul, așa numitul concurs de selectarea procurorului general, au fost două încălcări majore, încălcări grave. În primul rând, apropo, s-a trâmbițat despre ele mult și bine și s-a vorbit în fiecare studio. Prima încălcare, deci domnul Harungen nu putea fi numit în funcția de procuror general pentru că el era anterior procuror general interimar și din acea postură făcea parte din Consiliul Superior al Procurorilor, dar legea spune expres că dacă ești membru al Consiliului Superior al Procurorilor, nu întrunești condiția de eligibilitate. Și a doua mare problemă,
concursul ăsta l-a organizat Consiliul Superior al Procurorilor, care era organul subordonat domnului Harunjan din postura lui anterioară de procuror general interimar. Care iarăși pune semnul, da? De întrebare. Și e clar că cum pot niște subalterni să facă un procuror general fără ca să aibă deja din start soluția pregătită atunci, da, când... Da, de aceea au apărut și acele nemulțumiri majore din partea societății, da, civile, exact. Deci și a fost un încrederea a scăzut absolut până la maxim față a de procuratură. A fost un concurs absolut mimat și, apropo, legat încă o dată de procuror general, am văzut că el astăzi a început să vorbească, da, a devenit activ, a apărut, dar nu știu de ce deja nu a vorbit despre un caz ieșit din comun. Republica Moldova astăzi a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că Vasile Botnar, fost șefa serviciilor secrete, a luat 7 cetățeni turci nevinoveți profesori și i-a pur și simplu i-a deportat, i-a vândut regimului Erdogan, pentru asta și-au construit stadionul. Era necesar ca procurorul să ia atitudine și să iasă cu un deci, mesaj? Amnesty International a făcut sesizare către procurorul general Harunjan, așa, că deschidă dosar penal pe ăștia care pur și simplu au luat 7 oameni, i-au încărcat în mașini, i-au dus la aeroport, i-au urcat într-un avion. Și Harunjan s-a făcut că nu vede. Și da? Harunjan răspunde. Bine, nu Harunjan nemijlocit, dar un procuror din subordinea lui Harunjan și spune pe calea de consecință, dat fiind faptul că nu au fost stabilite indicii caracteristice unei abateri din sfera competențelor procurorului, temeiuri de intervenire lipsesc. Da? Uh-huh. Și astăzi, Procuratura Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că Republica Moldova a încălcat 3 articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci, și acum, în așa situație, eu trebuie să-și dea demisie automat în momentul celor. Eu cred că, afară de demisie, aici e vorba nu doar demisie. Eu nu știu dacă el cumva, nu-i vorba și de altceva, dacă cumva prin neglijență în serviciu a acoperit niște fără de legi care au fost făcute și lucrul ăsta era clar. Deci toată lumea vedea cum se încalcă legea, absolut toate legile din această țară atunci când 7 cetățeni au fost duși, pur și simplu, urcați într-un avion, duși în Turcia și acum au primit fiecare 10 de ani de închisoare fără ca fără probabil ca că să este clar deja nimic, ce se va întâmpla în continuare. Dacă da, cu... da, spuneți, suntem pe final, gata, trebuie să încheiem că știrile vin în spate. Într-adevăr, legii la procuratură. Noi o să avem... sau mai bine zis, acum, la moment, avem mari bătăi de cap cu această lege. Și acest proiect care astăzi a fost votat în prima lectură în Parlament, da, ar trebui să fie un semnal pentru conducătorii, înalți conducătorii a procuraturii de la noi din țară, că și timpurile se schimbă și regulile de joc inclusiv se schimbă. Dar eu vreau să vă spun, iată, dumneavoastră ați arătat această secvență, ieșire la tribuna centrală a colegului Vladimir Țurcan. Într-adevăr, în cazul respectiv, noi trebuie, că trăim în timpuri neordinare, da? Și tot trebuie să găsim niște soluții neordinare. Propunerea care o înaintat-o domnul Țurcan ca și amendament, ca unul din temeiuri privind eliberarea procurorului, indiferent, el e procuror general sau un procuror simplu într-o procuratură raională sau sectorială, trebuie să fie, da, încălcarea acelui jurământ pe care el îl dă în fața Consiliului Superior al Procurorilor. Deoarece, da, e procuratura tot fiind și o structură încadrată în sistemul de securitate a statului, îi trebuie să poarte răspundere pentru încălcarea jurământului. Și asta-ți fie un temei pentru eliberarea lor din serviciu. Am înțeles, vă mulțumesc tare mult, am ajuns la final, știrile ne spune regia că trebuie să meargă deja. Eu cred că, așa cum a spus astăzi în emisia înainte de noi, președintele Parlamentului, doamna Zinaida Greceană, este bucuroasă de faptul că s-a lucrat foarte bine, ambele fracțiuni au colaborat, au venit cu obiecții și cu propuneri constructive, ceea ce deja ne demonstrează că oamenii care muncesc în Parlament au venit să o facă pentru cetățeni și
Asta înseamnă că vom merge mai departe spre un viitor mai frumos și spre o dezvoltare. Și pe această cale invităm opoziția parlamentară să intre în Parlament. La Parlament și să-și îndeplinească atribuțiile, să nu fie așa. Începând la cei independenți, terminând cu banii. Apropo, trei cei independenți, de ce ei nu vin? Întrebări. Eu pe de înțeleg, dar cei trei independenți... Probabil că sunt așa de independenți. Atât de independenți că nu vor să vină să timp. Trebuiau primii să fie cei care să fie în prezent, pentru că ei trebuie să mai meargă încă o dată la alegeri și lucrul ăsta, în principiu, nu chiar bine. Da, vă mulțumesc tare mult și mai vreau să mai fac un anunț foarte mic. Bucură faptul că câțiva polițiști au anunțat că se vor subordona noilor șefi ai IGP și ministrului de interne. Asta deja este un lucru frumos și vreau să le spun mulțumesc celor din Peticeni, Uta Găgăuzia, Taraclia, Capaclia, Sărătenii Vechi, Cahul, Târșița, Cimișlia, Bălți, Mereni, Briceni, Bălcăuți, Durlești, Mărcăuți și Basarabeasca. Dumneavoastră ați început să gândiți corect și asta este important. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă așteptăm la alte ediții speciale ale postului nostru de televiziune. Urmăriți ceea ce vorbim noi, pentru că noi spunem lucrurilor pe nume. La revedere!